Premierul Nicolae Ciucă l-a numit pe universitarul Daniel Șandru în calitate de președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc cu rang de secretar de stat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Prioritatea zero a lui Daniel Șandru este revitalizarea proiectului Memorialul Râmnicu Sărat, unul dintre cele mai dure centre ale represiunii comuniste, astfel încât să fie asigurate cele mai potrivite soluții de valorificare muzeală. Programele educative prin organizarea de școli și universități de vară, alături de reluarea programului de burse doctorale, sunt alte priorități pentru institut. Daniel Șandru este politolog, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității Petre Andrei din Iași, iar ultima oară a ocupat funcția de manager interimar al Operei Naționale din Iași.